dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la partea a doua a videoclipului în care lucrăm împreună o rochiță tip fantezie. Eu vă reamintesc că partea de jos a elasticului am lucrat-o cu diva stretch, iar partea de sus o să o lucrez cu acest fir summer tweed. Toate detaliile aveți în primul videoclip, o să vă las linkul în dreapta sus ca să nu mă mai repet. În episodul anterior rămăsesem să lucrăm până la subbraț porțiunea din fir, porțiunea din trunchi, ca să spun așa. Eu am ajuns, am lucrat cam 20 de centimetri și vreau să vă spun că mi-am dat seama de un lucru, că fiind lucrat cu andrele destul de mari și în comparație cu grosimea firului, firul este mai subțire, ar fi putut fi lucrat și cu andrele mai mici, dar în cazul acesta, în general, ca să știți ca și regulă, lucrurile se pot lăsa la spălat, da? Pentru că aceste ochiuri, fiind mai mari, se întind, se lungesc și se mai lasă lucrul. Asta ca să țineți cont în momentul în care lucrați ceva asemănător. După cum vă spuneam, noi în episodul trecut am rămas să lucrăm trunchiul și aveam aici pe laterale marcatoarele, da, care îmi separau mie practic fețele de spate. Acum, din acest moment, eu o să folosesc numărătorul electronic de rânduri și o să lucrez fețele și spatele ca să am același număr de rânduri. Da? Pentru simetrie trebuie să știm câte rânduri lucrăm la față și spate. N-am numărat exact la câte ochiuri am ajuns să am pe față. Știți că noi aici pe față am făcut scăderi, dar este irelevant acest aspect. În schimb, vreau să vă arăt cum separăm noi fețele și spatele. Momentan nu o să număr rândurile, când o să mă apuc să le lucrez separat, atunci o să le număr rândurile. Știți că aici în fiecare rând pe față noi închideam, să dau mai aproape, închideam câte un ochi, da? Și așa o să fac și acum, da? O să închid, lucrez două ochiuri de margine și următoarele lucrez împreună. Și lucrăm rândul până ajungem la marcatorul nostru de pe lateral și o să începem să formăm răscroiala de la sub braț. O să folosim o răscroială destul de simplă, fără prea multe combinații, scăderi și așa mai departe. O să vă arăt imediat să ajungem acolo. Deci, practic, eu o să lucrez acest rând până îmi rămân pe andrele 5 ochiuri până la marcator, da? Deci 5 ochiuri până la marcatorul de pe lateral. Așa lucrați, da? Nu știu, v-ați apucat să-mi scrieți de desul, v-ați apucat cineva să lucrați această rochiță împreună cu mine sau mai așteptați? Cum sunteți? Eu o să încerc să mai postez poze cu evoluția ca să vă dați seama ce iese aici. Dar eu cred că știți deja că la mine ies lucruri drăguțe, da? Deci mai avem puțin. Da? Deci vă ziceam 5 ochiuri, mai lucrez unul. Acum, când au rămas cele 5 ochiuri, da? Cum procedăm? Le închidem. Lucrăm răscroala de la sub braț. În felul următor, da? Le închidem. Așa, da? Deci l-am închis, coborăm marcatorul și le închidem și pe următoarele 5, da? Trebuie să eliminăm următoarele 5 ochiuri și ca să vă fie mai ușor, puteți să vă puneți marcatorul după cele 5 ochiuri, da? Mai ales pentru începători e mai util, așa ca să înțelegeți cum se scad ochiurile și le lucrați, răscroiala de la sub braț. Bine, aici depinde de voi. Puteți să închideți și mai puține sau și mai multe, depinde și de grosimea firului. Eu mi-am calculat așa o porțiune, ca să zic așa, cam de 5 cm să-mi iasă aici la sub braț. Da? Dacă aveți firul mai gros, probabil că o să închideți mai puține ochiuri. Dacă aveți firul mai subțire, o să închideți mai multe. Și acum vedeți de ce v-ați zis să puneți marcatorul? Pentru că ca să închideți ochiurile astea până la marcator pe toate, trebuie oricum să-l folosiți și pe următorul ochi, adică dați jos marcatorul și mai faceți o închidere, astfel încât să vă rămână exact numărul de ochiuri dorit, da? Ca să se închide 10 aici, în total.
ați înțeles, nu? Și acum o să lucrăm pe linia spatului până o să ajungem și la celălalt, da? Deci primul ochi îl iau. O să procedăm la fel și pe partea cealaltă, astfel încât separăm fețele și spatele și o să le lucrăm de acum încolo individual pe fiecare, da? O să aveți două fețe și spatele. Da? Bun. Am lucrat rândul până la capăt și vedeți că avem aici, pe laterale, răscrarea de la sub braț. Acum, ca să ne fie mai ușor să lucrăm, să probăm rochița, eu o să scot, rămâne să lucrăm fața prima dată, una dintre fețe, iar fața și spatele, cealaltă porțiune, cealaltă laterale, o să le scot pe, mi-a zburat un ochi aici, așa, ia să-l ridicăm noi înapoi, uite că facem și videoclip de corecție erori, așa, am ridicat ochiul înapoi, și le mut pe, după cum vă spuneam, pe un ac de siguranță ajutător, ca să ne fie mai ușor să lucrăm și asta o să fac cu fața și cu spatele, da? Urmând ca să ne fie mai comod să lucrăm porțiunile și v-am zis, e mai ușor de probat, de măsurat, înălțim chestii, da? Înțelegeți voi. Le scoatem aici. Și din acest punct, după cum vă spuneam, eu vă recomand să începeți să folosiți numărătorul de rânduri ca să aveți același număr de rânduri în la ambele fețe și la spate, da? Este cel mai indicat. Bun. Haideți că o să scot asta și ready. După ce am scăpat, da, de un număr N de ochiuri, da, fața și spatele, o să lucrăm fața separat și din acest moment o să începem să numărăm rândurile. Acum, cum o să lucrăm fața? În primul rând, o să continuați cu scăderile, așa cum le-ați făcut și până acum, da? Pe partea cu fețele, o să păstrați două ochiuri de margine și aici, da? O să lucrați două ochiuri împreună, așa cum ați făcut și acum, până acum, doar pe rândurile din față. În schimb, aici la sub braț, o să trebuiască să lucrăm o scobitură, da? O să mai lucrăm răscurarea de la sub braț, pentru că noi pe andrele, fiind și andrele mari, avem și destul de multe ochiuri și bluzița, sau mă rog, în partea de sus a rochiță bluziță ce o să iasă asta, o să fie destul de lărguță și atunci obligatoriu ne trebuie să facem acolo niște scăderi ca să se așeze frumos în partea de sus această piesă vestimentară. Și o să întorc acum, după cum vă spuneam, începe și numărați rândurile, da? 1. De obicei știți că 1 e rând pe față, la noi aici e rând pe dos, nu contează. Deci o să avem inversare de rânduri pare și impare. Nu ne interesează asta, dar vroiam să vă arăt cum lucrăm scobitura de la sub braț, da? Cum facem închidele. Și o să le facem foarte simplu. La fel, o să păstrați două ochiuri de margine, iar următoarele două să le lucrați împreună, da? Și asta o să repetați în fiecare rând, atât pe față, cât și pe dos, da? Al lucrului vostru. Se lovește asta în trepied și vă deranjează la auz. Dar ce să facem când lucrăm? Mai avem și zgomote de fundat. Da. Dacă doriți să știți cum unesc eu capetele la aceste fire, vreau să vă spun că am videoclip separat, se numește parcă nodul invizibil, să zic. O să vă las link în dreapta sus, ca să vedeți cum uniți un ghem cu altul, ce metodă folosesc eu pentru acest fir. O să vă las link ca să puteți să-l găsiți ușor, metoda de legare a ghemelor. Eu, în general, folosesc această metodă la toate firele subțiri. Deci, vedeți, mi-au rămas 4 ochiuri pe andrele. Astea două le lucrez împreună și mai lucrez două ochiuri de margine. Acum întorc, așa, și din nou fac o scădere folosind aceeași tehnică, adică primele două ochiuri se lucrează, următoarele două facem o scădere.
Iar în partea cu V-ul, da, cu decolteul, o să facem din nou scădere fiind rând pe față. A, nu uitați să schimbați, da, suntem la rândul 2. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, nu pe butonul numărătorului electronic, dar bineînțeles că puteți să apăsați și butonul de like fără nicio problemă, da? Bun. Deci, după cum vă spuneam, în decolteu în V, o să repetăm scăderile pe care le-am făcut și până acum, da? Ca să se așeze frumos decolteul nostru, da? Bun. Haideți că ajungă imediat la capătul rândului și vă arăt. Fac asta mai mult pentru începători, pentru că știu că cei avansați sunt la curent cu toate aceste detalii, dar pentru începători este foarte util, da? Deci, vedeți, mi-au rămas 4 ochiuri pe ambele, 2 le lucrez împreună și 2 rămân pe margine. Și asta fac doar în rândurile pe față, da? Bun, ne întoarcem și din nou, la aici, la rescroială, să nu uitați de scădere, atât pe față cât și pe dos. Eu mai lucrez o porțiune și revin cu celelalte detalii. Am terminat de lucrat prima laterală a feței, da? Eu am făcut aici scăderile, da, pentru V și scăderile pe porțiunea rescroielii mâinecii. Aici am scăzut de 11 ori, practic am eliminat 11 ochiuri, iar aici am tot scăzut, iar în partea de sus mi-au rămas cam, mi-au rămas 25 de ochiuri și în total am lucrat 46 de rânduri. În rândul 47 am închis. Acum vreau să vă măsor cam cât a ieșit răscroiala mea de la mânecă, ca să vă puteți face o idee și voi cam cât de înaltă este. Are 21 de centimetri aproximativ. Eu v-am zis, firul ăsta există șansa, sau mă rog, lucrătura, fiind cu andrele mari și fir subțire, să se mai lase, de aceea 21 de centimetri am zis că este ok. M-am măsurat, e fix pe fix răscroala mânecii mele. Voi deja înălțimea o reglați în funcție de mărimea voastră sau cel mai bine probați pe voi, da? Îmbrăcați și vedeți dacă va ajunge dimensiunea asta, dacă nu mai lucrați o porțiune și faceți mai înaltă această parte. Acum eu urmează să lucrez simetric și laterala stângă a rochiței, da? Repet, faceți scăderi în fiecare rând pe față, pe linia decolteului, iar în zona sub brațului eu am scăzut de 11 ori, da? Atât pe față cât și pe dos. Aici o să încheie videoclipul de astăzi. Vă doresc spor la lucru și mult succes să realizați lucrușoare foarte drăguțe cu ajutorul acestui videoclip. Vă pup și noi ne vedem în următorul vlog. Pa!